zicea societatea că-s proastă. O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil de pe vremea lui Cuza Vodă. L-a folosit și Carol I, l-a folosit și noi, până mai adineau. Ce mai faceți iarăși? Ați văzut, ne vedem o dată pe săptămână, vi se pare că nu m-ați mai văzut de mult, dar e mai bine așa. Ce e mai răruț? E mai drăguț. Mie mi se ivesc ocazii de adun pe presă tot felul de chestii foarte mișto care se întâmplă într-o săptămână. Faoleo, știți câte s-au întâmplat săptămâna asta? Și mereu vin peste noi. Trec peste faptul că în Turcia au fost alegeri duminică de președinte și Erdogan la de vreo 11 ani el e prim-ministru acolo și ați văzut, să bate cu aia lume multă, Turcia. Foarte interesant. Niște oameni deosebiți, niște oameni simpatici și săritori. Eu am dus cu frică prima dată, acum vreo câțiva ani de zile în Turcia. Fusese în Paris, Roma, Grecia, aoleo, ce nu m-au lăsat comuniștii să văd, eu pac. Și într-o zi îi spune nevastă, hai mă și până la Istanbul. Că ne întreabă, băi, ce tu ești în Constanța, cum e pe la Istanbul pe acolo? Mi-era frică. Eu influențat de comportamentul țiganilor turci la noi din Constanța, zic, mamă, ce fac ăștia acolo, ne fură, ne scuipă, ne... Și m-am întors cu o părere foarte bună despre turcii din Turcia. Turcia mare, cu o istorie, a sopa aia că se băteau la noi cu Ștefan cel Mare și cu toți alea. Povești, legende. Istoria interesantă, povestită ciudat de către noi. Lăsați chestia asta cu Imperiul, cu ce vedeți voi pe la televizoare. Au istoria ei, Turcia, de când s-a făcut acolo, foarte veche, peste armeni, cu niște chestii foarte interesante. Poate discutăm altă dată. Dar acum, domnul Erdogan, duminică, pentru prima dată alegeri cu sufragiu internațional, cum se spune, adică toată lumea votează direct pe președinte, că până acum nu era așa, e prima dată când e așa și e prima dată când iese din primul tur cu 50 ceva la sută. Foarte bine, domnul Erdogan. Ce vreau să vă spun, că ai noștri n-au prescris nicăieri pe presă. Sigur că noi toată ziua cu turcii bani pupăm, au stat vreo 400 de ani pe aici, pe la noi, dar noi n-am dat astăzi în presa centrală du-du-du-du-du-du. Au dat nemții. Mă uitam luni dimineață pe Facebook, pe toată presa, toată presa din Germania, pe prima pagină, domnul Erdogan zice, bă, Germania asta, ce tot să aibă ei cu turcii? Știm toți povestea că sunt mulți turci în Germania, dar chiar așa Germania trebuie să știe cine e președinte. Și acum, înainte de a alege, câteva zile înainte, domnul Erdogan a fost în Germania, așa, el avea campanie electorală de făcut în Turcia, dar a găsit timp câteva zile să treacă prin Germania. Câți cetățeni turci vor fi astăzi nemți în Germania? Cred că mult mai mulți decât știm noi. Că i-am văzut de mult pe cei care conduc Germania la nivel de guvern, de politică. Au, și acolo m-am aflat eu prima dată ca tânăr politician constanțean, ca tânăr politician român, o expresie care m-a pus pe gânduri. Sigur că Germania, când te duci acolo, te impresionează și te pune pe gânduri. Dar pe mine m-a pus pe gânduri cu o chestie frumoasă care m-a aflat acolo pentru prima dată. Se chema politici și practici guvernamentale. Adică guvernul Germaniei una spune la televizor și alta face în realitate. Noi, românii, mai imprevizibili, mai haioși, mai deștepți, facem exact invers. Deci nemții una spun la televizor și alta fac în realitate. Și am văzut. I-am văzut. Faptul că presa nemțească astăzi e plină de președintele din Turcia, mă face pe mine să gândesc două lucruri repede așa. Unu, că sunt mulți turci acolo cu cetățenie nemțească, mulți, probabil mai mulți decât recunosc nemții, ca să nu-i sperie pe ei lor. V-am spus, presa din Germania, televiziunea, radio, presa scrisă, să feresc să-și agite populația. Spre deosebire de ai noștri care toate tâmpenile le fac întâi la televizor. Greșit. Bun. Și a doua chestie, cât de important este pentru noi, pentru lumea nouă care se construiește acum în Europa, cine, care, când, unde iese președinte. Credeți dumneavoastră
că în România în noiembrie o să iasă un președinte cineva pe care vrem noi să-l punem? Nu. Cu siguranță președintele, noul președinte al României, va fi cineva dorit de marile curți europene și americane. Nu-ți mai poți permite astăzi să fie președinte în Turcia, de exemplu, în România, și o să vedem cineva, pentru că așa vrem noi. Cine suntem noi? Bun. Turcia, 97% mi se pare e în Asia. Doar 3% e în Europa. Doar 3% e în Europa și Europa nu mai poate de dragul Turciei. Așezată foarte bine Marea Mediterană, Marea Neagră, Alele, ce e acolo, ce zonă, ce s-au bătut ăștia sute de ani cu venețienii, cu grecii, cu arabii, ce era acolo, uite așa. Turcia e așezată foarte bine și se dezvoltă economic și bravo lor că își aleg președinte în așa fel încât să le placă și lor și iată că să le placă și altora. Noi rămânem cu ungurii noștri. Zilele astea, ci că iar fac ăștia nu știu ce universități de vară pe acolo, iar se agită nu știu care extremist, iar aflăm de la prietenii noștri românii. Românii au avut prieteni peste tot, de toate felurile, inclusiv prieteni cu ghilimele, iar aflăm că ungurii sunt prieteni cu rușii, iar că ungurii noștri vor nu știu ce separatist. Și mâine, poi mine, am văzut pe separatiștii ruși înarmați până în dinți, o să vedem și pe separatiștii noștri cum fac ei pe nebunul și vor să facă și nu știu ce să facă. Și găsim atâtea motive să ne supărăm pe ungurii ăștia noștri, că tocmai vreau să vă zic, nu cu mult timp în urmă, cu aproape o săptămână în urmă, campionatul mondial de handbal feminin la juniori a fost câștigat de România într-un meci excepțional cu naționala Germaniei și fetele noastre au jucat atât. Eu am lăsat o săptămână să treacă ca să vă povestesc chestiunea asta pentru că aveam câteva lucruri să vă spun. O generație de fete excepțională, 15, 16, 17, era sub 18 ani și jucau atât de frumos. În Macedonia a fost finala campionatului mondial de handbal feminin. Și în finală România, o mână de fete din România au spulberat, ca să folosesc și eu așa cuvinte de televizor, au spulberat naționala Germaniei. Ți-era milă de nemțoaicele alea. Nici nu și-au pus probleme fetele noastre. Bă, alea sunt nemțoaice, că mamă ce chiloți au alea pe ele, ce parfumă, chestia. A murit asta de mult. Le batem pe nemțoaice și la chiloți și la ciorapi și la smacuri, dar le batem la handbal. Bă, băiatule, dar știți cum vă creștea inima văzând ce copii cresc în România? Ce fete românce 15, 16, 17 până în 18 ani și erau doi antrenori deștepți, unul mai în vârstă, unul mai tiner, de ăștia de strigau la ele de pe margine, dar era și o fostă handbalistă mare de noastră, Madame Recușanu, care ne spunea imediat după aceea că fetele astea nu se duc la mall, nu se duc la cluburi, nu se duc la niciun fel de șmecherii de astea tentante de ordinea zilei, s-au ținut numai de handbal și au vrut să demonstreze lumii ce fete grozave avem noi în România. Vreau să vă spun că o zi înainte, două zile înainte, câștigaseră fetele astea meciul de vicecampioane, deci erau deja în finală, da? Ajungeau în finală și nu s-a transmis la niciun televizor. Și m-am tot uitat, atâtea televiziuni de sport la noi. Bine, televiziunea noastră națională, nu știu dacă știți, avem și o televiziune națională, cu ce se ocupă ea, nu știu, ce mai dă ea la televizor, nu știu, că au avut, de exemplu, TVR Cultural, la de 10 ani îl aveau, nu-l mai avem, au un fel de TVR 1, TVR 2, și că vor să schimbe numele, când n-ai ce să faci acolo, schimb numele, ci că vor să-i schimbe numele lui TVR 1 și lui TVR 2. Mare chestie. Ce dacă să facă și ăștia acolo, schimbă numele? Dar n-au transmis. Băi, România este într-un campionat mondial în finală și televiziunea națională nu transmite prezența României într-o finală de campionat mondial și unde România bate Germania, îți vine să te crucești. Alo, televiziunea română, ce faceți acolo, bă, copii, bă? Bun, și eram supărat, mă uitam sâmbătă, bă, nu transmite nimeni.
Și cei de la Digi, care SRDS, RCS și au și Digi peste tot, dădeau un comunicat, mii de scuze, ne-am străduit, asta sâmbătă seara, am fi vrut să transmitem noi finala duminică, nu reușim. Și cu puțin timp înainte, din Macedonia, nu știu ce, nu organizau ei acolo, n-aveau nu știu ce sateliți, n-aveau nu știu ce alte televiziuni. Mă, și cum dacă Germania nu transmite chestia asta, ca să văd la televizor, pe Digi Sport, finala campionatului mondial de handbal feminin, în care echipa națională reprezentativă a României a spulberat, cum le place ăsta a spus la televizor, Germania. Ce mândrie mai mare pe mine acasă, să stau liniștit, să văd mândrețele alea de fete. Dar știți cum au jucat? Uite așa, uite așa. Și bubuiau și cu fițe. Și să vedea pe ele că n-aveau nicio treabă. Puteau să bată momentul. Cu 32-21 au spulberat Germania. Vă dați seama, Germania care e fițoasă, care e mândră, care a plâns, vă spun eu. Cum bă să ne bată româncele alea nemâncate? E, lasă, bă, vedeți-vă voi de treabă, bă. Cineva băga vouă în cap că România așa și pe dincolo, ați luat țeapă, mă. Băi, oameni buni, știți cine a transmis finala campionatului mondial de junioare în care echipa României a câștigat finala cu 32-21 în finală, umilind naționala Germaniei? Știți cine a transmis chestia asta? Nu vă zic ce televiziune. Un domn, pe banii lui, care se cheamă Zoltan Tesvari sau Tesari sau Tesari, nu știu cum să citești chestia asta. Zoltan Tesvari, Tesari. Ungur, mă, băieți. Ungur. Păi, când e cazul să lăudăm câte un domn ungur, de ce nu o facem, bă, oameni buni? Că nouă ni s-a dus vestea că suntem băieți cum se cade. Mulțumesc, domnul Tesari, că ați transmis la televiziunea dumneavoastră, pe banii dumneavoastră, finala campionatului mondial de junioare, în care naționala României, 15, 16, 17 ani aveau fetele astea, jucau din talent, din fițe, din înălțări, din șmecherii, de paide, ce frumos! Și vreau să vă spun, mi-e și să mie vorbe la emisiunea asta cu un an sau doi, că sunt misogin, că fac glume, că citesc numai glume de-astea cu fete, cu nu știu ce. Păi așa trage atenția lor care mă luau pe mine peste picior, că de la o vreme arăt aici numai rezultate superbe ale reprezentantelor feminine de la noi din țară. Și haideți să vă mai spun o chestie așa ca să vă conving. Nici nu știam, de exemplu, că există, că mai există la noi la Brașov Academia Forțelor Aeriene. Aricoandă, Academia Forțelor Aeriene. La Brașov, mai știați vă că există așa ceva? Bun. E, șef de promoție anul ăsta, cu 9.75, șef de promoție la Academia Forțelor Aeriene Aricoandă din Brașov, toișoara Alexandra Vârlan. Tâmpul său, singura. Fată dintr-o școală de băieți. Bă, păi nu vă rușine, ce faceți? Vine asta la Academia Forțelor Aeriene, o domnișoară din Buzău, Alexandra Vârlan, și iese șefă de promoție cu 9.75, facultate de băieți, de șmeche, de mușchi, de ăștia, parașute, avioane. Când mă uit pe știre mai încolo, în ultimii 5 ani, șeful de promoție avea fustă, deși cred că echipamentul lor e de la militar, nu știu cum se îmbracă fetele astea la facultate acolo, dar în ultimii 5 ani, șeful de promoție poartă nume feminin. Bă, băieți, ce se întâmplă cu voi în România? Cu ce vă ocupați voi, bă, băieți? Că văd că și în sport campioane mondiale sunt fetișcane 15, 16, 17 ani și să le văzut ce frumos vorbeau după aia și ce modeste și ce drăguțe și bravo, fetelor! Și bravo, domnul Unguru Tesvari, care reușește să transmită finala campionatului mondial de handbal feminin România-Germania, în care, după cum ați observat, nu juca Ungaria. Nu juca Ungaria, mă, juca România. Bravo, domnul Tesvari Ungur, patron de mare rețea de cablu și de televiziune. Bravo ți. Ați uitat de avionul ăla care a căzut acum o lună în Ucraina? Nu mai zice nimeni de el? Au murit aproape 300 de inși, dintre care, v-am mai spus chestiunea asta, și o să o spun de câte ori pot, 195 de olandezi, civili, oameni ca și mine, ca și dumneavoastră,
liniștiți, zburau cu avionul până Europa, nici prin cap nu-și trecea, nu le trecea lor, că o să tragă un dobitoc, un descreierat, o jigodie, un nenorocit, o scârbă de om cu racheta într-un avion civil. Cum să tragi, bă, cu a... Tu și tu erai separatist? Ce separatist erai, bă? Unde ai găsit racheta aia în bucătărie? Era soacră mea. Dar cum poate să moară 195? Mă întorc, de ce vreau să vă plictisesc mereu cu domnul, cu domnul primul ministru al Olandei, știi, care zilele trecute, bine, nu s-a dus să-și ia. Cum mă zbor 195 de olandezi pe un câmp nenorocit în Ucraina? Și tu nu te duci să iei de acolo? A început să care din ei. A început să care din ei. Aveam aici o știruță despre el. Și că oficial, vă citesc cuvânt cu cuvânt ca să nu cumva să greșesc eu. Căutarea comunicat oficial de la ei din Olanda. Bine, nu vă spun ce m-a supărat pe mine, că domnul primul ministru Mark Rutte, știți că românii au rime de-astea simpatice cu Rutte ăsta, am și eu. Domnul Mark Rutte, prim-ministru, cerea voie lui Putin. Domnul Putin, vă rugăm frumos, nu vă supărați, m-aș duce să-mi iau cadavrele acolo. Bă, nu ți-e rușine, prim-ministru al Olandei, tu ceri voie să te duci să-ți iei după ce ți-au omorât 195 de inși acolo? Păi dacă ai noștri făceau o chestie de asta, cred că zburau și pe Dragnea și pe Ponta și pe ăștia, pe toți. Bă, sunt aia morți, pentru că în Constituție și în Constituția României scrie românii să bucură de, cum să spun, de protecția statului, indiferent unde sunt în lume. Pe olandezii am morți care încă put pe câmp acolo, nu i-ai luat. Stați să vedeți ce comunicat au dat ăștia zilele trecute. Căutarea rămășițelor pământești, probabil că sunt unghiuțe, sunt zburate pe acolo. Căutarea rămășițelor pământești ale victimelor prăbușirii avionului companiei Malaysia Airlines în estul Ucrainei, aflat în război, n-am știut că estul Ucrainei e în război, știam că protestează niște proruși acolo, civilizat, că vor cu Moscova. Căutarea a fost suspendată miercurea trecută. Până la noi ordine de motive de securitate, anunță premierul olandez Mark Rutte. Domnul premier olandez Mark Rutte, nu ți-e rușine, nu? Cum adică ai suspendat căutarea rămășiților? Nu sunt olandezi, dar ai tăi, pe tine nu te doare de ăla? Tu nu ești prim-ministru și al olandezilor care au fost uciși pe un câmp în Ucraina cu racheta? A suspendat din motive de securitate. Citat din gândurile lui Mark Rutte. Nu are sens să continuăm căutările în aceste condiții. Hai mă, nu mă nebunești. Dar în ce condiții vrei să le cauți, bă, băiatule? Sunt olandez, dar ai tăi, bă, mă doare pe mine de la Litoral TV, de la Năvodari, de olandezii tăi care mor, 195 de ani, care put acum, tu nu ești în stare de să le iei de pe câmp. Catastrofa aeriană a avut loc pe 17 iulie, au murit 298 de persoane, dintre care 193 de olandezi. Domnul Mark Rutte s-a născut pe 14 februarie 1967. E prim-ministru din octombrie 2010. E șeful Partidului Popular pentru Libertate. Popular pentru familia lui și libertate pentru el și pentru prietenul lui, nu? Bine, în Olanda mai e și monarhie, regina Beatrix, probabil care cu totul și cu totul alte obiceiuri decât să plângă după olandezilor care mor la doi pași de noi. De ce vă tot, că o să ziceți, bă, Gigi, iar ne-ai nebunit cu olandezii ăștia și cu ăștia. Nu, bă, frate, eu vreau să vă spun că dacă lui ăsta nu-i pasă de-ai lui, nu o să le pase peste niciodată de noi sau de-ai noștri dacă pățim chestii de-astea. Deci, oameni buni, români dragi, feriți-vă singuri de dușmani. N-așteptați voi mila olandezului, că ăsta n-are milă, dar ai lui, bă, frate. A suspendat căutarea rămășițelor de motive de securitate. Bravo, domnul Mark Rutte, ești tare, bă, băiatule. Așa prim-ministru, bă, bravo. Tare de tot ești.
Mă uitam zilele trecute și discutam cu ce... Mă notasem aici în continuare, nu știu dacă știți, tot acum când a dat ăsta chestia asta, citeam un comunicat, Madame Merkel, cancelarul Germaniei, ruga pe domnul Putin, ce credeți că ruga Madame Merkel? Deci ăștia ne cred pe noi atât de proști? Cred că oamenii ăștia când ajung așa în fruntea țării sau în fruntea unei primării sau în fruntea unui consiliu județean, dar de cele mai multe ori în fruntea țării, au așa o chestie de mândrie personală, așa, se auto-îndobitocesc până în așa hal că ne cred pe noi proști rău de tot. Madame Merkel, zilele trecute, s-a rugat de domnul Putin să intervină în Ucraina. Adică doamna Merkel îi spunea oficial, comunicat oficial, că dacă suna pe el la telefon, nici nu mă interesau, nici nu vreau să știu ce vorbesc ăștia la telefon. Bă, da, în mod oficial, Madame Merkel ruga pe domnul Putin, domnul Putin, vă rugăm frumos, faceți tot posibil, interveniți dumneavoastră în Ucraina. Bă, ăștia ne cred proști rău de tot sau ne iau la mișto așa vara? O fi cald și în Germania acum? Adică Putin de-abia aștepta să roage Madame Putin ca să intervină în Ucraina. Altfel el nu intervenea în Ucraina dacă nu-l ruga Madame Merkel. Acum, mă, acum. Nu la început, când s-a dus ăsta și a luat Crimea. Tot îmi vine să zic și vă mai zic o dată și dumneavoastră poate aude și domnul Putin, că multă lume se uită la emisiunea asta, nu m-ar surprinde să se uite și domnul Putin. Până Putin, dacă ai luat Ucraina așa și n-a plâns nimeni, tu te păși așa Alaska, mă. Domnul Putin, nu fii prost, bă. Profită, bă, de momentul ăsta, că ăstora le e frică de tine. Bă, tremură toți în fața lui. Nea Putin, acum ai mata pușca încălzită, tu te brâi și ia Alaska. Păi Alaska n-a fost al matale. Păi ce matale te uiți la cum l-au prostit pe ăla al tău? Tu te păși și ia Alaska, bă, că nu o să zică ăștia nimica. Ce ai de cazul, nu? Haideți acum, că e vară, să vă zic o chestie foarte mișto, pe care o neglijați în fugă și vreau să vă atrag din nou atenția, că e plin acum și vine toamna. Vreau să vă atrag atenția de varză. Varză e un aliment, medicament, deci oficial e denumit aliment, medicament și este recomandat de nutriționiștii din toată lumea, în orice situație. Puteți să mâncați varză de dimineață până seara, sub toate formele. Este un aliment, medicament. În lume sunt patru varietăți, doar patru varietăți, alaltea sunt câte 10.000-12.000, varza e cu mințică. E atât de bună că nu i-a trebuit 7.000 de feluri. Este varză albă, varză roșie, varză de Bruxelles și aia creață de seamănă cu salata de zică ăștia că e din China. Are substanțe active în ea care diferă de la un soi la altul și de la teren. Cantități mari de apă, 85% aia micuța alea de Bruxelles, asta albă 92%, vă dați seama, dar are substanțe tonice, proteine, glucide, vitamine A, B1, B2, B6, B9, C, E, K și săruri minerale, fosfor, potasiu, calciu, sodiu, fier, iod, mangan, cobalt, în această frumoasă varză. Mâncați varză, fraților, de câte ori puteți, mai lăsați dracu cărnații aia și friturile alea. Mâncați, mă, varză de dimineață până seara. Sau, mă rog, dacă vreți noi să nu renunțați la mici, la cârnați, dar tăiați o bucățică de varză acolo așa, de toate felurile. Varză albă este aliment nutritiv, energizant, remineralizant, diuretic, depurativ, antihemoragic, antiseptic, aperitiv, cicatrizant, antidiabetic, regenerator, purgativ, antianemic. Doar o parte din binefacerile consumului de varză asupra organismului. Leguma aceasta gustoasă rivalizează cu antibioticele. Are în compoziție substanțe bactericide directe care distrug germeni de infecții care intră deja în voi. Eugen Giurgiu, un doctor în biochimie, recomandă terapia cu varza în foarte multe afecțiuni.
Conține vitamina A. Este o hrană sănătoasă pentru țesuturi. Ține la distanță primele semne de bătrânețe. Vreți să fiți tânăr și frumos? Mâncați varză cât mai gustos. Are efecte asupra sistemului nervos. Un aport puternic de vitamine din complexul B. Are sulf și înseamnă dezinfectant, tonifiant. Afecțiuni pentru respiratorii, eczeme. Știți că se moaie cât o, să frământă o frunză de asta și se pune pe tot felul de bube pe picior. Pe de-astea cu sânge, fără sânge, cu eczeme și la enorm de multe utilizări ale varza și pe dinăuntru și pe din afară. Datorită conținutului modest de lipide, o dietă cu varză este recomandată în aproape toate dietele de slăbit, pentru că 100 de grame de varză conține doar 25 de calorii. În schimb, este bogată în beta-caroten, 385 de miligrame, în potasiu, 270 de miligrame, acid folic, asta sunt foarte puternic anticancerigene, antioxidanți. Persoanele care se confruntă cu digestie dificilă consumă varză sub formă de salată sau chiar gătită la aburi. Terapeuții recomandă dieta cu varză și pentru acțiunea ei anticancerigenă. Nu glumiți, fraților, astea sunt chestii serioase. Nu vă jucați cu ea. V-ați obișnuit cu ea, e peste tot. De ce credeți voi că bătrânii noștri puneau butoaie cu varză murată? Pentru că varza aia murată, pe vremuri, știți poveștile, salvau corobierii de scorb, că aia se îmbolnăveau. Nu știa ce au și ăștia care aveau varză murată, că nu poți să ții varza, pleci cu corabia de aici, să împute varza până acolo. Și au aruncau cu sare în butoaie de alea și au mâncat și ăia care aveau varză murată erau voinici, ăia care n-au avut varză murată pe corabie erau bolnavi și se termina cu ei. Varza este bună în continuu. În foarte multe. Protejează digestia. E recomandată anemicilor. Este aliata viitoarelor mămici. Nu mă înțelegeți greșit? Nu rămâi gravidă pentru că mănânci varză. Nu. Este benefică femeilor deja însărcinate, care consumată cel puțin 3 ori pe săptămână, le asigură viitoarele mămici elementele nutriționale de care organismul lor are nevoie. Pentru că altfel, gândacul amic ia din maică-sa, din organism, tot ce îi trebuie lui și o slăbește pe asta. O ține în viață, v-am mai spus data trecută. Dacă ceva din mămică să îmbolnăvească, tipul prin placentă, ăla micul îi trimite tot ce îi trebuie ca să o țină pe maică-sa în viață, măcar până îl face pe el, dar în timpul ăsta ia din ea tot ce îi trebuie lui. Și atunci, ca să ai o mămică, o viitoare mămică, trebuie să se hrănească un pic altcumva decât până atunci. O chestie foarte simplă care o ajută foarte tare este această varză. Câtă varză să consumăm? Foarte interesant. În salatele de crudități și preparate mai puțin procesate, simple, gata, pac, 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 acolo, așa, nu mai mult de 300 de grame pe zi. Sub formă de suc se poate bea câte un pahar de 50 de mililitri pe zi între mese. Ca să fie un pic un gustul mai plăcut, în sucul de varză poți să pui puțin morcov și puțină lămâie proaspătă. Deci, băi, oameni buni, nu mai mult de 300 de grame de varză în salată pe zi și nu mai mult de un păhăruț de varză atâtică așa de 50 de mililitri între mese pe zi. Deci nu vă aruncați acum. Că v-a zis Neagici la televizor, la ce frumos e la Litoral TV, că varza te face tânără și frumoasă, bagă două verze pe zi și vai de capul tău. Și acum o rețetă interesantă, rapid vă spun așa frumoasă. Drob de varză. O varză de mărime potrivită, 4 cepe, 100 de grame de făină, 3 ouă, un cartof, 5 linguri de pesmet, 80 de mililitri de măsline, o legătură de mărar, de pătrunjel, 2 linguri de cimbru, 3 linguri de apă. Varza spălată și tocată, puneți la fiert în apă cu sare, scurgeți apa, separat tăiați ceapa măruntă, o înăbușiți în 50 de grame de grăsime amestecată cu puțină apă, varza stoarsă foarte bine, o amestecați cu ceapa călită. Adăugați cartoful crud. Dat pe răzătoare mare. Eu deja înghit. Adăugați ouăle, unul câte unul, amestecând ușor compoziția. 3 ouă, la o varză de asta obișnuită. La final adăugați făina, puțină făină, 100 de grame. O amestecați, așa, ușor compoziția. Adăugați și verdețurile tăiate fin, turnați compoziția într-o formă de chec, unsă cu ulei, tapetată cu pesmet, dacă vreți, da?
deasupra, turnați restul de grăsime și băgați forma asta la cuptor 30 de minute la foc potrivit. Drob să servește rece, drob de varză. Eventual cu puțin iaurt. Hai că v-a plăcut, că să nu vă mai zic numai cu rușii și cu americanii, v-am zis un piculeț și de varză, și pentru că tot vreau să vă aduc aminte de o chestie și uneori așa fraier suntem, trecem pe lângă ele, auzim ba de acolo, ba de acolo, dar le citim la știrile de amuzament așa, de și-a mai tăiat aia țâțele, s-a mai dus la nu știu ce judecătorie, l-a mai luat cu duba pe ălaltul și pac, citim și că argila e un veritabil remediu minune. Bă, fraților, există argilă în Dobrogea, cum nu vă dați seama ce bună este. Puteți să faceți băi cu ea, exact cum să facă alea de nămol, luați praf de argilă, îl amestecați cu apă călduță, îl puneți pe genunchiul ăla care vă doare sau pe corp, sau îl aruncați, 5 kg de argilă așa într-o cadă caldă așa la vreo 40 de grade, așa, și stați în ea un piculeț și mai stați și a doua zi și câteva zile, goliți apa, lăsați argila pe fund, iar puneți apa acolo. Vi se pare atât de simplu și de ieftin. Vreți neapărat să dați o căruță de bani la medicamente, pentru că și fabricații de medicamente sunt și bandiți. Fabricații de medicamente fac cutii așa, mai nu știu cum, mai nu știu cu tare, mai... Când la doi pași de voi argila asta, vă citesc repede în fugă de ea. Este antiseptică, antitoxică, antiinflamatoare. Cine vrea să-și detoxifice organismul poate încerca o cură cu argilă. Argila poate fi roșie, galbenă, bucăți sau pulbere. Să nu fi fost prelucrată înainte. De ce bine argila așa curată cum este și atinsă numai de lemn, de sticlă, deci nu băgați metal în ea, nu băgați plastic în ea. Să pune argila într-un pahar de sticlă, să toarnă apă peste ea, să amestecă cu o lingură de lemn, o lași cu câteva ore înainte și bei în fiecare dimineață, de exemplu, un pahar de ăsta tulbure de argilă. O astfel de cură ne reenergizează și în unele cazuri ne vindecă de arterioscleroză, de anemie, de astenie, de durere de stomac. Argila conține mari cantități de calciu, magneziu, fier, siliciu, aluminiu. Și animalele, le-ați văzut câteva ori în curte, ronțe, ba puțin var de acolo, ba puțin argilă încolo. Numai noi ne ducem să dăm o căruță de bani pe medicamentele alea. Haideți că v-am promis din când în când vă mai citesc în codul penal. Codul penal ăsta de la Liniștit pe Voiculescu, de-aia trasul cu 10 ani în loc de 5, deși acolo în articolul unde l-au băgat el, o să vedeți, vă spun o altă dată, pedepsele erau 3, 5, 7 și 15 ani. Nu scria de acest 10 ani care i l-a dat acolo. Cred că sunt încă lucruri misterioase care se întâmplă acolo. L-au umflat pe domnul Voiculescu pentru o privatizare, vă ziceți aminte, așa, o privatizare, un teren, Institutul Cercetare Alimentare. Câte privatizări au fost făcute în București? Grele, mari, zone centrale, aversa aia, de știți voi, cu Neamircea Băsescu și cu Bola, privatizare IMGB, uzinile 23 august, ăștia alea s-au privatizat pe 50.000 de dolari sau 500.000 de dolari. Numai o presă de-aia dinăuntru, prima pe dreapta, când intri, 2 milioane de dolari când au privatizat. Și câte de astea știi? Câți ar trebui zguduiți la noi pentru că și-au bătut joc de toată chestia asta? A căzut domnul Voiculescu sau nu mă suspicionează tot felul de chestii? Dar pentru că tot făcea și dânsul afirmații de dalea, de dalea, de dalea, ca și becalii, ci în România e bine să taci din gură. În România cum nu taci din gură, cum să uite la tine, bă, ce vrea ăla? Bă, ce face Gigi Halețea de face o emisiune la Litoral TV? Bă, cine l-a pus pe ăsta? Bă, cine îl învață pe ăsta ce să spună? Și de ce spune el de ăia sau de ăia? Întotdeauna noi ne gândim că e cineva în spatele lui ăla și atunci umflă-l pe Voiculescu, poate să-l liniștește și Popescu. Haideți să vă citesc din nou cod penal un articol foarte interesant care habaz n-aveți. 220 se cheamă articolul și zice: raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte
acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 13 și 15 ani se pedepsesc cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Se pare normal, deși aici dacă e deja închisoare un an, unuia care ați văzut comite un raport sexual cu un copil de 13-15 ani și e posibil să-i dea doar un an. Mi se pare normal, dar vă citesc mai departe, este aliniatul 1. Sar peste câteva, care și alea sunt interesante, dar așa ca să vă sparg atenția. Faptele prevăzute astea la aliniatul 1, adică raportul sexual, actul sexual, oral, anal și alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu minori între 13 și 15 ani, un an la 5 ani. Bo, zice la aliniatul 5, astfel de fapte nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 ani. Deci nu se sancționează dacă ai un raport sexual de toate felurile cu un copil între 13 și 15 ani, dacă tu, făptuitorul, ești mai mare decât amărâtul ăla cu doar 3 ani. Adică dacă domnișoara are 15 și tu ai 18, poți să-i faci astfel de măgări nenorociri și ar legea nouă de cod penal zice că nu se sancționează. V-a plăcut, a? Vă mai citesc amănunte și altă dată. Dar acum haideți să vă zic o chestie, că mereu uit. Din această enciclopedie a înțelepciunii, săraca s-a făcut varză de când o citesc la ea și nu se termină. Înțelepciunea asta scrisă e lungă și trebuie explicată greu pentru că nu prea ne place asta cu înțelepciunea. Nu ne place cu șprițul, cu gălăneala. Articolul, capitolul 14 se cheamă Fii prudent! În tot ce faci e nevoie de prudență. Veți învinge mai curând prin prudență decât prin furie. Păi când te înfurie cineva și te duci și îi tragi una de aia, cade jos cu capul, faci pușcărie. Fii prudent nu înseamnă să accepți mitocănia, dar nici să-l aduci pe la păcarea cea bună dându-i una sau spunându-i vorbe grele. Prudența înseamnă precauție, circumspecție, prevedere. Răul există pretutindeni în proporții constante, spunea doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga, vă mai aduceți aminte de dânsa, o doamnă care s-a ocupat multă vreme cu literatura și spre sfârșitul vieții a intrat puternic în lumea mănăstirească. Orice om trebuie să fie mereu în gardă împotriva răului care pândește în orice loc. Deci aveți grijă, oameni buni, și în familie, și în societate, și la servici, pe unde vă duceți. Răul e lângă voi, fiți prudent, nu-l zgândăriți, nu băgați bățul pe-n gard. Oamenii îndrăgostiți sunt adesea imprudenți, fiindcă iubirea adoarme prevederea. Iubire, când tu ne stăpânești, putem spune adio prudență. Moralistul francez La Fontaine, în fabule, unde? Ce a scris La Fontaine? Fabule, nu? Bun. Prudența și dragostea nu sunt făcute una pentru cealaltă. Când dragostea crește, prudența slăbește. Un alt francez, La Rochefoucauld. Există cazuri însă care prudența înseamnă curaj și asumare de riscuri. Pentru a preîntâmpina pericole iminente, este nevoie de îndrăzneală, care poate costa scump, pentru a preîntâmpina pericole iminente, pericole care tocmai stau să vină. E nevoie de îndrăzneală, care poate costa scump. Doamna România, pe ca să preîntâmpi matale venirea rușilor prieteni, cum veneau rușii, cum vin rușii? Pe tancuri, cu arme, cu ce să vină el? Că nu poate să vină rușii astăzi fără arme și fără tancuri, nu ce? Vin în vizită, nu? Poți să vii. Ce faci, de vii la plajă sau vii să vezi frumusețile României fără tancuri și fără avioane și fără pușcă? Nu se poate, râde lumea de el. Unde dacă o vedeți voi până Europa, un rus, fără bani mulți și fără amenințări de toate felurile? Ce rău. Deci, doamna România, pentru a preîntâmpina pericole, e nevoie de îndrăzneală. Și te poate costa mult. Doamna România, îndrăznește, bre,
Și ia-ți măsuri de astea de prudență, că nu se știe ce ne așteaptă. Și ai văzut, dacă primul ministru al Olandei se roagă de Putin să-l lase să ducă să-și ia rămășițele și zice că nu mai poate el să le caute rămășițele olandezilor morți pe câmpul ăla din motive de securitate, singurii care ne pot apăra pe noi de dușman de ăștia tâmpiți și tembeli și cretini suntem doar noi. Oameni buni, mâine pe mine e 23 august. Hai să ne gândim cam pe unde e armata noastră și să contăm pe armata noastră și pe sistemul nostru de a fi prudenți. Și de a fi prudenți. Că ați văzut, fetele alea ies campioane mondiale, fără habar n-aveți voi că ies campioane mondiale. Și ca să vă zic cum se umple România de fete deștepte și cred că tot timpul au. Gândiți-vă numai la Simona Halep, pe unde e, și noi toți ne mândrim cu Simona Halep, dar nu cred că ne-am gândit odată dacă a avut tenis sau rachetă sau mingi noi, sau dacă vrea o înghețată, să punem și noi leu peste leu. No, nu v-ați gândit. Așa că mai ușor cu mândria asta. Lăsați fetele noastre să-și vadă de treabă și voi să fiți mândri de ce faceți voi, de ce reușiți să faceți voi. Pentru că ați văzut ce vă spune la emisiune, ei cu ale lor, noi cu ale noastre. Ăștia îmi fac semn așa, semn așa înseamnă. Gata, Gigi, las că faci săptămâna viitoare. Să sperăm că ne vedem și săptămâna viitoare.